Campania electorală pentru alegerile europarlamentare a fost neașteptat de liniștită. Conform prefectului Florin Sinescu, pe raza județului nostru nu au fost semnalate evenimente negative sau ilegale. Cătălin Nechifor, președinte al Consiliului Județean Suceava și președinte al Partidului Social Democrat, a ținut să precizeze faptul că întâlnirea de marți de la o școală din Burdujeni nu a fost una electorală, în ciuda articolelor apărute în presa locală. Prefectul Florin Sinescu a confirmat faptul că la acea întâlnire legea a fost respectată, neputând a fi considerată o întâlnire politică.